Asociația Părinților Isteți prezintă Educație fără bullying cu psihologul școlar Gabriela Maluf. Fie că mergem la școală fizic sau online, violența de orice natură nu are ce căuta în procesul de educație. Cu toate acestea, de câte ori nu am auzit sau chiar ni s-a întâmplat nouă atunci când eram copii să fim împinși intenționat de un coleg sau de o colegă în anumite situații sau momente, la anumite jocuri și exerciții la școală, iar această situație să se repete zilnic. Chiar dacă noi am respectat regulile, cineva ne-a dat la o parte din rând sau de la masă și văzând că nimic nu se întâmplă, a continuat. Ba chiar a început să râdă singur sau cu ceilalți copii de această situație. Din nefericire, dacă ignorăm astfel de momente, agresorii se simt motivați să continue pentru că nu există consecințe ale comportamentului lor și, din nefericire, cu toții știm că dacă ignorăm de fapt, ne reprimăm emoțiile stârnite de acea persoană. Când integritatea noastră fizică sau emoțională este afectată, să închidem ochii și să întoarcem spatele poate părea ca și cum ne lăsăm pe noi deoparte. Și evident că tristețea și frustrarea crește în interiorul nostru și poate chiar avem posibilitatea la un moment dat să explodăm și să rănim și noi altă persoană. Așadar, când suntem în astfel de momente, spunem stop agresorului, ne îndreptăm către un adult de încredere, îi cerem sprijinul, ba chiar putem să ne și descărcăm emoția în compania lui și astfel putem să mergem mai departe în acest proces fără să ne ignorăm de fapt pe noi înșine. Iar adulții din jurul copiilor ar fi bine să fie atenți pentru că învățarea se petrece doar în mediu armonios, iar noi să contribuim cu toții la binele generațiilor următoare. Ai ascultat un nou episod din seria Educație fără bullying cu psiholog școlar Gabriela Maluf. Pentru sănătatea emoțională a copiilor tăi, intră pe educațiefărăbullying.ro și informează-te. Campanie realizată de Asociația Părinților Isteți și sponsorizată de Aqua Carpatica, partenerul tău de hidratare.